Salutare și bine am găsit la un nou episod de Mr. Prepper pe Iona Games. Dragilor, o mică recapitulare. Am făcut aici rost de furnal. Trebuie să fac rost de minereu de fier, să fac acolo să-l topesc. Și avem o mare problemă. A dispărut poștașul și nu pot face trade cu nimeni. Și a doua chestie care este la început de episod acum pe care trebuie să o spun este că mâine vine și agentul. Bun. Mergem un pic la Nani și după aia ca să vină direct agentul. Ce am mai făcut întâi? M-am pus aici frumos una bucată chest, mi-am pus toate materialele acolo și aici jos am pus semințele care au legătură cu, cum îi spune, cu plantația. Astăzi mi-am propus așa, mai multe chestii, trebuie să fac un pic de moțeală. Vreau să merg în mină să adun minereu, vreau să, cum îi spune, fac rost de metal. Și după aia vreau să craftez mai multe chestii care mă vor ajuta, dar fără să afle agentul. Bun, una dintre ele ar fi așa. Dacă ne uităm aici la... unde ești, tati? Dacă mai găsesc... bucket. Dacă fac rost de găleată, da, găleata asta pot să o pun afară și o să umple cu apă. În felul ăsta apa, cum îi spune... nu mai iau de aici de la rețea și pe viitor agentul nu se mai, cum îi spune, se mai uită așa puțin urât că am, cum îi spune, consum foarte mare de apă. Am nevoie de plastic și de asemenea am nevoie de metal. Ia să vedem dacă pot să fac bucket-ul. Îi dau craft. Și o să vezi că o chestie foarte șmecheră la găleată. Am voie, uite, dacă dau click pe ea, apare cu aici jos în dreapta, apare cu verde. Adică pot să folosesc lejer, fără ca agentul să pară un obiect suspect și să fiu arestat pe treaba asta. Bun, facem așa ceva frumos de genul, punem găleata aici lângă. Aici, dacă vei tu acolo. Și acum ea se va umple cu apă de la ploaie, da? Iar dacă dăm click pe ea, da, uite, apare că pot chiar avea chiar două găleți. Deci nu deranjează pe agent dacă pun două găleți aici, da? Deci facem o sursă alternativă de apă pentru că am zis mai încolo să fie problemă pe treaba asta. Sunt curios dacă pot să fac și două găleată. Ia, pot să fac și pe a doua. Da, plastic și metal. Nu mai am plastic în schimb, dar în schimb pot să pun a doua găleată frumos aici la apă de ploaie. Uite frumos, elegant sau ce? A, e tătuțu. Și în felul ăsta a făcut rost de apă. Îi dăm slip. Și facem și proba, pentru că mâine o să vină inspectorul, să vedem dacă zice ceva pe treaba asta, dacă e supărat că avem acolo două găleți, ceva, cum îi spune, ceva discret. Da, pune și noi două găleți să facem rost de apă de ploaie. Bun, ia să vedem pe nenea. Stați așa, că care este o prostie. Sper că agentul a fost, dacă nu mă înșel. A? Ia, dacă mă uit acum, nu, mereu mă încurc calendarul ăsta. A fost episodul trecut, agentul. Nu, apare astăzi. Apare astăzi. Da? Vedem. Sunt curios dacă între timp a apărut poștașul. A apărut și poștașul, deci pot face trading cu toată lumea. Bun. Și acum, dacă mergem aici la găleți, sunt curios cât apă este aici. Dacă nu s-a umplut cu apă. Bun, ce mai putem face noi afară, fără să supere nenea agentul, este un planter, doar unul singur putem să punem. Planter am nevoie de lemn și de pământ. Le facem imediat. Lemn, punem piatra înapoi aici. Și asta este. Pot să-l fac planterul, pot să fac planterul. Să fiu atent că să nu apară tot timpul agentul. Și pot pune planterul aici. Afară, laxat, fără nicio supărare. Da? Dacă ne uităm acum, ne dă voie să avem între 0 și 1. Adică ne dă voie să avem una bucată planter.
Și o să facem și o probă dacă plantăm ceva de aici de jos. Sunt plante care nu merg decât la plantă și poate că merg la asta aici. Da? La soil patch. De aici o să iau castraveți, cherbici, porumb, tati. Porumb o să-l iau și o să iau și apiță la mine. Hai să vedem. Punem porumb. Pentru mămăligă, dacă ne treaba agentul, nu ne face și noi o pui de mămăliguță aici. Problema este că la asta este vorba doar de, este problema la lumină. Noaptea nu are lumină, spre deosebire de plantația de aici de sus pământ, unde are lumină non-stop. Da? Cât este ceasul, face și noi o chestie de genul, astupăm asta. Ca să nu avem nicio problemă la așa, tati. Și dăm un pic de nani. Până vine agentul. Da, tot ce avem pe noi sau pe la vedere apare acolo la ochelarii aceia. Dacă este, toată treaba este verde, da? Nu avem nicio problemă. De, uite, de exemplu, dacă ne vede, dacă vede canistra asta e cu galben, deci avem probleme. Asta la fel. Asta cu semințe, dacă avem, nu e o supărare, nicio problemă, dacă e cu verde. Dacă ne uităm aici la bâtă, e cu galben. Dacă asta la fel, e galben. Da, deci în felul ăsta, uite, apa dacă ne vede, nu e o problemă. În schimb ăsta, la mâncare stricată, nu e o problemă. Da, deci asta dacă sunt la vedere, n-a ce să ne zică agentul. Inclusiv astea două, v-am zis, facem un pic de trebușoare aceia, să vedem. Mai dăm un pic de... E nașpa că mă disperă că trebuie să stau cu minte pe aici, până lângă... Da, asta de ce apare, ia... Sofa. O trec cu galben acolo, sofa aia, de ce nu știu. Uite, să umple astea cu apă acum. Și altă chestie, planta nu mai trebuie udat dacă plouă afară. Ne scăpăm de problema asta. Singura problemă la care este la plantă este că nu are lumină pe timp de zi. Pe timp de noapte, pardon. Da? Și în felul ăsta e o problemă. Hai, mă. Mă sper că să stau după asta și nu pot să fac treabă până nu... Vreau să mă duc la mine să fac rost de iron ore. Ia. E deja super odihnit, ce să mai doarmă. E deja 11.40. Mai stăm un pic pe aici până... Ia, propune tot și pe aici prin casă. Să avem ceva suspect pe la... La de mână. Am gurit tot pe tot ce semna dulapuri pe aici. Apropo de... Fac ceva un pic de mâncare pe aici. Mai iau pastul ăsta. Ia uite, s-am putut astea cu apă. Și pot să le și iau de aici. Asta nu pot, cred că nu-i gata plină. Da, și în felul ăsta nu mai luăm apă de la robinet. Ca să bată loc. Și am văzut ceva aici de genul. La un moment dat, nu știu dacă, ia să vedem. Este la un moment dat și... Asta n-am văzut eu bine. Simplu, uite, să fac neapărat cască de miner, am nevoie de electronice, sticlă și metal. Să fac neapărat rost de asta, cum îi cheamă, de rucsac, ca să car mai mult. Băta de baseball rămâne pe problemă. Astea pe aici și deocamdată... Astea aș putea să le fac și să le vând. Da? Care combinație? Dacă bag pământ aici în furnal, îmi face sticlă. Dacă bag iron ore, îmi dă metal, da? Ia. Uite că vine inspectorul. Totul e ok? Cred că e ok. Ia să vedem. Poftiți, 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 poftiți. Ia să-l vedem. Să zice, zice de planter și de cele două gălesc cu apă. Sunt tare curios dacă zice ceva. Dacă le trece în raport. Sau dacă mă arestează direct pentru ele. Ia. Ideea este că la vizită... Ia.
N-a zis mică deocamdată. Ideea este că în raportul lui sunt obiecte care nu trebuie să le avem și obiecte care trebuie să le avem. Dacă nu le ai pe toate obiectele care trebuie, iar o problemă. Dacă ai ceva care nu trebuie, iar o problemă. Da? Păi, teoretic, cred că am ieșit bine la vizită. Să vedem acum, să vedem și raportul. Și dacă raportul e favorabil, perioada care, la care revine se mărește. Ia zi, boss. A luat 4. A văzut un radio suspect. De ce e suspect radio? Am unul acolo, unul aici. Deci asta trebuie să dispară. A văzut 2 radiouri. Da, ăsta o să luăm de aici. Dacă l-a văzut că e suspect. Și așa am nevoie de electronice. Îl iau de aici frumos. Și coborăm aici. Și îl fac electronice. Și am nevoie pentru cască. Da, dacă îl dau aici, îmi dă metal, plastic și electronici, 2 chiar. Gata, tati, ca să nu mai pară suspect. Bun, las levierul acasă. Las astea acasă, ca să gulesc inventarul cât mai mult. 49 din 100, ce am eu plin acolo. Am canistra aia, o las la mine că îmi trebuie canistra și o să vezi voi de ce vă trebuie canistra. 2 secunde. Ceea ce ajuns o să pun semințele, ca să fie treaba bună. 45. A, și-a rămas... A, și apa ați lăsat aici. A, 25 acum, tati. Și cu asta. Aie. Bun. Hai repede la mine. Nu știu că mai am timp. Este 3 după masa. Use. Am eu o problemă cu inventar. Mergem direct pe mină. Odată. Iar aici ar fi aici niște minereu, aici niște piatră, ar fi aici deocamdată și aici piatră. Vă spuneam eu, piatra dacă o iau, le dă cum îi spune, le dă sticlă. Dar deocamdată mă duc la nivelul minus 1, cum îi spune la orizont, îi spune în minerit, orizontul 1 sau minus 1, ceva de genul. Hai, tati. Acolo este de căutat. Și stați aici, combinație. Mi se pare mie, ia storage. Am ceva pus aici, n-am pus nimic în storage aici. Dar aici este toată treaba. Asta trebuie să pornim cu combustibil. Am pus 3 canistre aici frumos. Iar aici trebuie să-mi dea mie piatră și uite, deja îmi dă stone. Și ce e asta? Ametist. O piatră prețioasă ceva. Facem un fel următor. Îi dau cu storage. Și le băgăm aici. Ca să nu le cărăm la noi. Da? Și a rămas cu ăsta. Bun. Mergem mai jos acum. Down. Problema este să pregătim un pic bătacă. Pe aici sunt niște ceva lilieci. Ăla e. Și adunăm ciupercuțe, că avem acolo o misiune pentru mămăița cu ciupercuțe, tati. Era acolo... ciupercuțe. Pot căpa... Aha, uite aici un cupon. Mergem la... O să coborâm la altă... Cum îi spune? Aoleu! Aoleu! Stai că aici cu... Gata? Ne-a luat, a făcut rost de un permis care merge la alt avataj. Băi, aici pot să intru? Nu mă lasă să intru aici. Ia. Ne întoarcem aici. Mă duc puțin mai jos. Și mă interesează un picuț. Câte ciuperci? Asta îl punem jos aici, lângă asta. Să avem al doilea cupon. Avem cărniță de la șoareci și avem 8 ciuperci. Ai suficient. Parcă cât de trebuie pentru mamăița. Tot 8 ciuperci. Ăla e. Și atunci facem așa. Îi dăm sus.
Și așa mergem la level 2, că avem deja cuponul. Da, avem deja biletul de intrare. A, e tătuțul. Și aici este altă mașinărie pe care puteți să o punem așa cu, dar trebuie combustibil. Uite ce alt cupon. Mamă, dar pe aici este puțin întuneric. Știți ce trebuia mie pe aici? Căutam eu pe aici la un moment dat să fie niște cutii. Uite, tocmai aici cutia. Problema este că... Ia să vedem. Down. Nu. Down, scuzați, de la emoțiune. Down. Mă lupt pe cuțatea. Vreau să ajung la cutia aia pe acolo, dar pe aici e întuneric, frate, e să fie... Nu pot să... Ia? Nu pot să trec din cauza... Am înțeles. Trebuie să minez treaba asta, deci nu avem cum să ajung acolo. Bun. De regulă pe cutiile alea pe acolo, mai este combustibil. Și am nevoie de combustibil pentru... Cum îi spune? Up. Am nevoie de combustibil pentru aceste mașinării. Da? Deci dacă bag și mașinăria asta cu tare, frumos, elegant, îmi dă... Asta îmi dă piatră și... Cum îi spune? Dar asta n-am combustibil. Îi dăm acela, întoarcem la level minus 1. Dacă a pus ceva în mașinărie și pe aia întoarcem. Da, deci acum avem nevoie de combustibil. Să punem în asta de aici. Ia uite. N-am băgat nimic deocamdată. Mai durează un picuț. Bun, dacă nu e gata asta, ne întoarcem după aia. Mergem aici la intrare. Și de ce avem timp? E ora 20:41, nu prea avem timp, vine noaptea. Mergeam și făceam misiunea la omăița, că am găsit ciupercuțele. Da, trebuie să facem rost neapărat de asta cum... Pardon. Luăm de aici din storici. Take all. Deocamdată avem niște piatră, n-avem minereu de fier. Use. Mergem la căsică să fac reapărare de o nouă, să fac o nouă bâtă. Văd că aia s-a cam ciufulit. Mergem la căsică. Destul de s-a jocul și depinde foarte mult una de alta pe aici. A ies așa odată că... O să las asta piatra aici deocamdată. Deci asta e metal. Mă tresa nici lemn nu prea mai am. Aș fac o bâtă, tati. Unde îmi trebuie 5. Deci trebuie să vă neapăs la rost de lemn. O să las și asta aici. Și o să las și asta aici. Da, deocamdată n-am ce să fac. Așa, astea. Încerc să le vând. Și să dau și din astea. Separate. Hats. Așa tătuțul. Facem aici o combinație, 2 secunde, trade. Ia să vedem. Nenea, ăsta îi vindem, n-avem ce să vindem la ăsta. Ăsta n-avem ce să vindem la ăsta. Ăsta penele. Da, îi dăm cu trade. Ăsta n-avem ce să vindem la ăsta. Ăsta poate să vindem pământ. Trade, avem 52 de dolari. Știu că văsem la un moment dat că unul cumpăra ziare. Dar mai știu care. Stai să se vindem de-astea. Nu putem nimic la magazin să vindem nimic. Știu că văd la un moment dat. Sau... Da? Nu? Sau că n-am văzut bine. Bun. Ai un pic la nani. Și mergem la tanti în pădure să aducem și lemne. Să fac o nouă bâtă și să mă duc la, cum îi spune, să-i duc astea, cum îi cheamă, ciupercile. Și facem misiunea, frumos. Am nevoie de combustibil, în schimb, în care vinde, să facem, să punem în mașinărie aia și mașinăria aia, văzut, ne dă și piatră, ne dă și
dăm aici. Ați merge la... Opa! Dacă avem ziarul, avem ziarul local iar. Dăm de... rezultatul unui accident neașteptat. Munca așa de a construi un... a fost oprită de a construi un dig. Muncitorii au început reparația așa. Bac, bac, bac. Cred că avem o mică... Ia. Văd că ne-a anunțat aici. Că aici avem pe 19, nu mai avem apă. Bun. Am înțeles. Apropo de apă și de mâncare, în primul rând, să vedem ce se întâmplă aici. A, pot să gătesc astea. Carne de... Oh, pot să gătesc asta. Și pot să ce servesc? A, e mă, tati, mă. Aici... Hai să iau asta de apă. Așa tuțul. Ca să economisim apa de acolo. Dați-l la cobor să las apa pentru că atârnă foarte greu după aia. Nu mai are loc, nu mai am loc. O să pun și sus aici. Nu am încotro. Bun. Hai la tanti un picuț. 26 am... Mai pot să las ceva pe acasă? Hai la tanti. Ce s-a întâmplat aici? A, mi-au venit banii de la ce am vândut eu. $13. Mamă, ce sumă am făcut și eu aici. Use. Hai să mergi la tanti, să duc... Deci dau drept aici, la Jenny. Jenny. Tanti Jenny. Să ducem ciupercuța o tanti Jenny și să adunăm și... de-astea cum o cheamă. Adun și de-astea... Blueberry, facem un frumos... De-astea cum îi spune? Shake? Băi, sper să n-apară... Ha? Băi, cine era și un lupișor? Ia, mamai. Să vorbim un picuț aici, pe problemă. Da, am ciupercile, poftiți. Ia de aici. Nu e ca plimbare în parc, dar în fine. Hai. Avem o rețetă pentru nou ceai, cât de curând. Probleme cu somn. Toți au probleme cu somn, nu? Aici spune, da, dacă răcășe, zici că la pizza, da, și eu din când în când, așa, nu... vezi? Adică de o veche doamnă. Ceva groase în aer? Remedii naturale pentru așa? O nouă mixtură? Aduc în pădure guarana plants. Red food. A, știu plantele alea. Guarana este o plantă exotică, nu-i așa? Adun câteva fructe din astea. Bun. Ok. Și facem o mixtură de iarbă. O mixtură din astea. 18 din 100. Păi pe noi trebuie să am un picuț. Dar găsesc ceva lemn. Păi aici mai apare ceva? Am fost mai cu tot. Îi dau aici frumos. Să mă duc în pădure. După fras și mure, după guarana de-aia. Îi dau aici frumos în pădure. Ceva în capcană. Am prins ceva în capcană. Dar nu mai am... Ba da, mai am... Așa tătuțul. Mă trebuie totuși și niște lemn. Nu mai am lemn, tate. Uite, pe aici mai este, sunt niște de-astea. Spațiu mai avem 20-100 de inventar. Și zice așa. Level... Unde e misiunea autantii?
scrisoarea de la ăla, a luat scrisoarea. S-a zis la geaca. Te se repară la level 2 la ăsta, mă. Să mă duc la level 3, probabil. Dar n-am metal. Sau ce trebuie ăsta? Am levierul. Deci se repară ăsta. Deci ca să repar 15 metal și un levier. Oleu. Hai să caut un pic de lemn pe aici, dacă găsesc. Aici nu-i. Dar măcar iau de-astea pentru... Ia. Totuși mă trebuie de lemn, mă interesează mai mult. Dacă nu se cumpăr, trebuie să cumpăr de-asta, cum îl cheamă. Se cumpă obiectele de metal de la, de la băieți și să demontez, să le fac, să fac roze de metal. Dar totuși am nevoie și de, de lemn. Băi, dar nu știu un lemn pe aici, mă. Băi, dacă după aici că e danger. Ia. Problema este că buta... Cred că se rupe curând. Ușurel. Bă, un lemn n-am găsit, mă. Așa, m-am întors la mămăița. Nu e bine. Hai acasă. Hai, problema, hai acasă, că da, problema este că nu am găsit lemn. Trebuie să cumpăr lemn. Nu prea-mi place treaba asta, dar asta e. Să cumpăr lemn, să cumpăr și... Ia. Facem așa, trade. Asta... Cumpărăm de la el așa. Asta îmi dă 10 wood. 20 de dolari mă costă asta. Asta e toată sărăcia. Asta îmi dă 2 metal, 2 metal, 2 metal, 1 metal. O să iau de-astea. Am dat toți banii, mă, pe asta, mă. Hai, mă, să mai păstrez și un picioar bănuți. Că nu se știe. Dar ce aș putea eu să vând? Uite, asta trebuie udată. O să iau apă de aici momentan. Asta e unul până jos, că nu are rost. Ia, mi-a dat porumb. S-ar putea să ia dacă mănânc. Mi-a dat ceva. Mă, dar l-aș vinde pe ăsta, mă. Băi, dar nu mai îmi dă semințe. Băi, asta nu-mi place jocul ăsta, că nu-ți dă... Ce l-a trașat, mă? O să vând la magazin porumbul. Momentan o să vând, că n-am nevoie de bani. Mamă, câți bani, dar doar 8. Doar 8? Să vândă, este așa că dacă vândă la, cum îi spune, ce e la un fel de metal de la ăsta. Pot să-l vând pentru preț bun, asta e, îl vindem. Și mai trebuie de aici de jos, mai trebuie porumb. Ăsta e, ăsta. Așa, tati. Ia, mai punem porumb aici afară. Dacă n-a zis nimic, nenea inspectorul. I-am dat-o pe asta frumos. Așa, tati. Ia să vedem cum facem noi rost de bani. Trade. Care cumpără... Care cumpără asta, tati? Nu cumpără nimeni?
Uite și flutante, pot să-i pun porumb. Ce bun frumos am luat de la doamna. Și-a găsit acolo, acolo sus, a găsit încrederea. Bun. Apropo de asta, băi, dar ascunde-și tu băta asta, mă, că te vede asta cu ea pe aici. Smoothie frumos. Smoothie frumos. Ce n-am? Hai, tati. Am făcut două smoothie, măcar avem pentru ceva de mâncare. O să las asta aici, o să las ciupercile aici, o să las și smoothie, pardon, smoothie. Asta se poate servi? Aia e tătuțu. E bine ca să ude singură, asta se umple cu apă frumos. Gălețuje. A venit poștașul. Vreau să mă duc până la mină. Salut, boss. Mi-a venit... Ce s-a întors cu ăla înapoi? Cu... Cum stăm? Bun. Hai până jos aici. Hai până jos aici, facem așa. Facem un pic de lucru până lângă casă. Am făcut roșii de lemn ca să pot să-mi fac, cum îi spune, fac din nou bâtă. O dată. Încă o dată. Să merg neapărat la culcare. Așa, tătuțu. Lăsăm de aici așa frumos. Lăsăm asta, lăsăm asta. 50, să mai liberăm un pic. Dacă îi dau aici slip, ea se doarme pe canapea. Ca să mă duc până sus, asta e ideea. Hai. Ăla-i tătuțu. Ai trecut o zi. Așa. Băi, stați așa un picuț, că înainte să-mi fac ăla, mi-aș face cască. Ia să vedem... Casca de miner îmi trebuie... Unde e tot ce am? Sticlă, 4 metal. Să facem așa. Sticlă, metal și electronice. Deci îi dau pe cască și fac craft. Hai, e tătuțul. Și să fac și bâtă de... Și acum, dacă ne ducem frumos aici, e frumos, ne putem pune cască, tate. Stați aici, dacă sting lumina de aici... A? Ia uite-o. Am lumină pe cască direct. Problema e felul următor. Dacă ne uităm acum frumos aici și dăm pe cască, este cu galben. Deci dacă vine inspectorul, casca trebuie să o băgăm... Să o ascundem, că e belea. La fel și bâta. Da, apropo de bâtă... pardon. Nu, înapoi. Mă interesa niște... Nu știu că mai am lemn. Baseball. Așa, adică în caz de mi se rupe bâta, să am cu ce să mă bat acolo. Momentan lăsăm astea pe loc. Las porumbul aici, las apă aici. Momentan. Las asta. Le fac așa provizoriu ca să mă duc până jos. 14.900. Vreau să mă duc până la mine înapoi. Ah, trebuie să mă duc să mănânc ceva. Ce-am băut acolo? Nu știu, am băut, dar... Hai, tătuț. Și dau aici frumos. Mi-a pus casca de mine, tate. Și mă duc aici la mină.
Sunt curios dacă pot să mă duc pe acolo, pe unde era întuneric. Level 2. Hai, boss. Mă duc direct la orizontul numărul 2. Aici n-am treabă deocamdată, mergem mai jos. Bă, nu pot să iau, deci nu pot să trec de astea, trebuie să le pasă, dar aș lua așa, aș lua... Ce pe ce, poate, poate să le vând, poate, poate, așa un bănuț. Down. Scad un ciupercile astea pe aici, dar problema este că aici, tot așa, nu pot să trec de stânca aia. Down, ia să vedem. Ce-i asta? Aur. Opa. Am găsit aur. Deci pot să cobor pe aici. Deci fără lumină nu pot să fac nimic pe aici. Uite mă, ce este tu? Asta mă, combustibil și aur și atât. Așa mă, tati mă. Asta căutam. Știți acum, combinații. Că facem o optare șmecherie. Îi dau up. Încă o dată up. Vă spun pe acolo, sus, 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 sate. Și mă duc la asta și punez și pe asta, tate. Deci are, am băgat 3 din așa. Deja am luat fier, fier și, da, uite, avem deja fier. Și de aici mergem așa, mergem la level 1. Verificăm și a doua mașinărie. Da, așa că avem două mașinării care ne duc piatră și, cum îi spune, piatră și cu de-asta. Știu că mai avem o canistră mea. Ce e aici? Ia, ce-ai pus acolo? O piatră 8, frumos, tati. 89. Păi că avem un pic de combustibil la mine, mai am? L-am pus pe tot jos, mă. L-am pus pe tot jos acolo. Storage. Storage n-a nimic, dar în schimb am venit cu 13 de-astea de fier. Și avem și piatră și tot ce trebuie. Îi dăm de aici frumos intrare. Problema este cu lemnul, trebuie să mă duc neapărat în pădure. Da, și în felul ăsta fac rost de metal. Da, deci punem combustibil la cele două mașinării, avem două mașinării acum. Da, punem combustibil de mașinării, facem rost de piatră, facem rost de, cum îi spune, iron ore. Iron ore-ul îl topim și îl facem metal. Hai să scunem și noi asta. Două secunde, stai cu aceea să iau și lemn. Ia. Asta e piatra. Piatra o să mai las, tot așa, o să las aici, o să las aici. A, aveți deja lemn, am deja lemn la mine. O să iau de aici asta, o să iau de aici ca să rămână, facem un pic de ordine. Las asta aici. O să-l mai încap aici. O să iau și pe asta și las ca să rămână așa, frumos. Bun. Mergem aici. La furnal. Și băgăm 13 asta. Îi dăm frumos, elegant. I-am băgat și lemnul și gata tătuțul. Facem acum metalul, da? Deci facem acum în felul să facem metalul. Deci, suntem mineri, avem și cașchetă, da? Putem să mergem acolo pe jos. Aducem minerul de fier, îl topim, aducem piatră, facem sticlă și de acolo începem să evoluăm. Trebuie să repar... O, ce plouă, o să golez repede
nu, stai așa, stai puțin aici. Înapoi. Mamă, nu știu dacă am loc să, să-l iau, dar... O ce ploaie, dă... Adună-ți, tati. Așa, tătuțu. A făcut-o și pe asta. Ce-am pus aici? Nu știu ce-am plantat, dar... Da? Respect. Ce este... Mi-apare ce este în plantă... A, porumb. Am pus porumb. E bine dat că am pus porumb. Apa vine de acolo frumos. Face aici frumos iron... cum se cheamă? Face miracul minereu frumos. O să am metal de aici. O să punem... nu mai am aici. O să las asta aici. Avem apă, avem tot ce trebuie, avem ăsta pune sus aici, aurul. Tocam tot ce face cu el, dar probabil că o să-l vindem la un moment dat. E full aici. Mamă, s-a umplut asta deja. Dar asta putem să le demontăm. Și las aurul aici, las și asta aici. Și asta-l demontăm, facem metal. Bun. Dragilor, treaba e bună, dar mai durează. Da? Deci, suntem mineri, frumos, cu o actă regulă, aduc de acolo minereu, aduc piatră, le-am băgat în furnal, facem sticlă. Sticla aș putea să fac ceva veselă și să vând, probabil, la un moment dat, sau mai încolo, nu știu de ce facem cu ele. Bun, dacă a putut acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul subscribe, până la tutare, v-am salutat!